Mulțumim Domnului de privilegiu de a fi în casa lui Dumnezeu în seara aceasta. E un privilegiu, așa, hai să fim în casa lui Dumnezeu. În seara asta o să vorbim de cea mai privilegiată locație și cea mai privilegiată familie care a existat pe pământ. După ei suntem noi cei mai privilegiați. Ăștia au fost privilegiați și la orice privilegiu spuneau amin la fiecare privilegiu din partea lui Dumnezeu. Știți până când? Până s-au obișnuit cu privilegiile. Până s-au obișnuit cu ele. Când s-au obișnuit, nu mai zic, ca noi în seara asta, e privilegiu. Nu mai știai, e privilegiu să fii în casa lui Dumnezeu sau nu e privilegiu? Păi de aia n-ai zis amin, că te-ai obișnuit cu privilegiile. Ori a avut parte Adam și Eva de cele mai binecuvântate privilegii din partea lui Dumnezeu. Și într-o zi, toate le-au risipit. Tot ce i-a privilegiat Dumnezeu, într-o zi, Adam și Eva pierd, pentru că nu știu să pună preț pe ele. Ia du-te la unul care e în spital și întreabă-l dacă e privilegiu să fii la casa lui Dumnezeu. Știți că Dumnezeu i-a privilegiat, o privilegiat familia aceasta și vreau să vorbesc în seara aceasta despre privilegiile pierdute. O avut grijă de familia aceasta din grădina Edenului, așa cum are grijă și de tine, așa cum are grijă și de mine. Ne binecuvintează cu tot fel și fel de lucruri ca să ne fie nouă bine. Binecuvântați, Domne! Am fost binecuvântați cu familie. Când te-ai însurat, ai explodat de fericire, că în sfârșit te-o lua și pe tine, ne-o lua și pe noi cineva, nu? Toți am fost fericiți. Și Adam, când i-a adus-o Dumnezeu pe Eva, i-a făcut-o și-a pus-o lângă el, știți ce a exclamat 2 cu 23, pune Geneza 2 cu 23. Spune că o exclamat în fericire, o văzut privilegiu din partea lui Dumnezeu. O căuta și o zis nimic pe potrivire. Și zice, iată în sfârșit, crăpa inima de bucurie, Domne, era la limita infartului, că a văzut privilegiul ăsta din partea lui Dumnezeu. Să aibă și el pe cineva lângă el. Când a fost strâmtorarea, când a fost mărul lui Adam, cum zic românii, nu? Când a fost fructul oprit, s-a schimbat, nu a mai fost mulțumit de privilegiu. Când l-a întrebat Dumnezeu, Adame, ce ai făcut? Știi ce a zis? Nu a mai zis în sfârșit, că a uitat, s-a obișnuit cu binecuvântarea, s-a obișnuit cu privilegiu și a zis, tu mi-ai dat-o, nu mai e așa, așa. Pus chile pe ea, născut atât, nu mai poți zice în sfârșit, nu? Nu mai poți, că, vedeți, s-a obișnuit cu privilegiu. Nu mai putut zice, amin, Doamne, asta e femeia care o iubesc, de când mi-ai dat-o atunci în grădină și până acum, tot pe ea, tot de ea mi-e legat. Eu cu ea vreau și să rămân și să plec, nu mă despar de ea. Zic, păi tu, de ce? S-a obișnuit ca și noi. Frate, nu, păi altfel era înainte de nuntă, apar problemele, că ți-ai pierdut bucuria privilegiilor din partea lui Dumnezeu. Ne-a dat Dumnezeu diferite privilegii, înălțimea, da? Să fii înalt, e bine că vezi de sus, să fii mic, vă spun din propria experiență, te strecori repede, te apleci repede, te ridici repede, sunt privilegii, depinde cum le vezi, nu? Sunt privilegii din partea lui Dumnezeu. Ne-a dat Dumnezeu înțelepciune. E privilegiu din partea lui Dumnezeu, înțelepciunea care ne-a dat-o Dumnezeu. Așa le-a dat Dumnezeu, i-a dat și la Adam și Evei, le-a dat înțelepciune. I-a dat la Adam, i-a creat grădina frumoasă. Gândiți-vă numai ce a făcut Dumnezeu pentru Adam. O crea frunzele verzi și fructele le-a dat culoare diferită. Cireșele, că astea 50 de euro kilo, așa-i? Cât ai mai căuta după cireșe, să fie cireașa în cireș, culoarea frunzei. N-ai mai ști care-i frunza, care-i fructul, da? Și Dumnezeu zice, măi, eu de ăștia vreau să am grijă. Eu de ăștia vreau să mă por deosebit cu ei, să le fac un privilegiu. Și-o luat frunza, i-o dat culoarea verde și la fruct o dat alte culoare. La cireașe i-o dat roșie, galben, depinde de... Dar să se poată, numai venea Adam și culegea. Până într-o zi, când s-o plictisit de ce i-o dat Dumnezeu. Până într-o zi. Când n-or mai văzut privilegiu din partea lui Dumnezeu, îi vizita Dumnezeu, în fiecare zi era prezent acolo la vizită. Și-o zis prima dată, e bine, ai văzut cine ne vizitează pe noi. După aceea s-or obișnuit cu vizitele, s-or obișnuit cu glasul lui Dumnezeu. Și într-o zi, frații mei, într-o zi or pierdut tot, într-o zi ca și noi,
ca și mulți dintre noi în seara aceasta, că suntem în sală aici, sau că ești la internet și ne asculți pe internet sau la un ecran de televizor, poate stai și ne asculți și ai pierdut tot, ca și Adam și Eva. În seara aceasta aș vrea să vedem cum să nu pierzi privilegiile din partea lui Dumnezeu. Primul lucru care vreau să-l ține minte este: nu negocia cu păcatul. Ca să nu-ți pierzi privilegiul din partea lui Dumnezeu, nu intra la negocieri cu satana. Zice primul verset: șarpele era mai șiret. Eu am cunoscut pe cineva, nu știu ce capacitate a putut avea el de percepție. El a înțeles că diavolul îi la șiretul la papuci. El asta o crezut ani de zile. Avea impresia asta că diavolul stă la șiret și tot îmi spunea: eu-l tai. Ce să tai, mă, șiretul? Păi, mă, n-are legătură. El, asta i-a fost în mine. Diavolul nu are legătură cu șiretul de la papuci. Ci spune că diavolul era șmecher. Șarpele cel vechi era mai șiret decât toate fiarele. Știți ce au făcut? O căuta persoane disponibile la negociere. O merge la Eva și o băgat-o la negociere. Știți ce îi spune Pavel lui Timotei? Timotei, să nu intri la negociere. Să nu intri cu toată școala ta de teologie, cu toate darurile care s-or veni peste tine, cu toată rugăciunea care s-a făcut cu punerea mâinilor. Să nu intri la negocieri. O zis singurul lucru: fugi. Nu sta la discuții. Nu sta. Pentru că, să știți, păcatul este cel mai mizerabil lucru ambalat cel mai frumos. Păcatul e cel mai puturos lucru, miroase de la depărtare. Și i-am balat cel mai frumos. Vă dau un exemplu. După ce m-am căsătorit, am vrut să fac și eu pe deșteptul, dar involuntar. Și mă opresc într-o zi în oraș două doamne. Nu vă spun, o să vă dați seama imediat cam cine ar putea fi. Aveau ceva în mână, ceva sacoșe, și îmi spune, domnule, zice, uite aici avem coverturi de pat, avem cearceafuri. Ați mai cumpărat și dumneavoastră de la diferite doamne din astea. Și-o zis, domnule, tânăr cum eram, nici acum nu-s bătrân, dar atunci eram, credeam că tot ce zboară să cumpără, să mănâncă. Și-o zis, te rog, uite aici, doamne, zic eu, nu, ia domnule la nevasta ta acasă. Mă, dar chiar că n-avem așa, ar trebui așa ca de început. Dana nu era cu mine, eram singur. Și m-a prins, exact ca pe Eva, o prins-o la negociere singură. Și am zis, bă, da, ziceți calitate, mi-a zis un preț de nu știam pe unde să o iau. Și a zis, domne, stai un pic, că eu mai las din preț. Am zis, domne, mi-a lăsat dintr-o dată la jumătate de preț. Deci s-a prăbușit bursa la ea în mână acolo. Nu-i mai trebuia, nu știu cât, la jumate. Nu, doamne, zic, n-am nici jumate. Măi, o negociat cu mine până la un preț de nimic, până m-a făcut să le cumpăr. Avea și cuțite. Și n-am luat cuțite, n-am cumpărat, numai alea. Le-am luat, mi s-a părut cea mai bună afacere. Mă, m-am dus cu ele acasă și când mă vede Dana, ce-s cu astea? Uite ce am luat, eu, calitate, e bun negociator. Și am zis, uite aici, calitate, le desfoace, pune mâna, du-te mă cu ele, astea nu vezi, astea nu pot dormi nici animalele, scorțoase, cum să iei așa ceva? Păi mi-au zis că e de mătasă, de nu știu ce, oricum nu le cunoșteam. Nu... Băi, zice, ascultă-mă, eu le pun pentru tine, le pun pe va, dar o să vezi cum doamne pe ele, vă spun, abia am așteptat dimineața să vină. Le-o băgat la spălat, când le-o băgat erau multicolore. N-or mai fost. Băi, aia în piață mi-a zis că-ți dă calitate. Știți ce-a fost rău? Am intrat la negociere. Am intrat să negociez și să știți ceva, când intri la negocieri, tu nu câștigi. Deși diavolul îți arată că-i câștigul de partea ta. Niciodată diavolul nu negociază cu noi ca să câștigăm noi. Singurul care a făcut contract cu noi în câștigul nostru, în favoarea noastră, a fost Domnul Iisus Hristos. Măriți să fie numele Domnului. El n-a tras focul la oala lui și l-a împins la oala noastră. O zis, dacă faci, te voi binecuvânta și dacă câteodată nu faci, eu tot te binecuvintez. E singurul care a făcut contract cu noi de angajare în favoarea noastră. În rest, toți, mai ales diavolul, caută să te înșele. Uitați-vă România după 90. Ori veni și ori negocia cu noi să ne închidem minele. Da? Și-au zis, vă dăm bani.
N-au mai ajuns toți banii? Minele s-au închis? Uitați-vă la noi. Au venit și au negociat la Mintia, lângă Deva, cu termo... au zis, nu mai e fiabilă termocentrala. Dom'le, nu mai produce cum trebuie. Producea Mintia cu 600 de lei megawatt oră. Și au venit și au zis, nu-i bună, închideți-o și să cumpără acum cu 1400. Și au zis, cumpărați de la noi, închideți tot. Nu vedeți că am ajuns să ne negociem țara, să ne negociem, ne arată, ne flutură. Au venit șarpele și le-au zis, ascultați de mine și o să fiți ca Dumnezeu. Vă întreb, poți să ieși din voia lui Dumnezeu și să fii ca Dumnezeu? No. Niciodată, niciodată, ori la ce biserică ai merge, orice ai face, nu poți să ieși din voia lui Dumnezeu, să mergi contrar cu cuvântul lui Dumnezeu și tu să crezi că o să fii binecuvântat de Dumnezeu. Diavolul a mers și a negociat cu Eva. Din ce pricină? O știut că va găsi un loc, o fisură pe unde să intre în viața ei. O știut de dacă Eva începe să discute cu mine. Știți că omul când începe să-și pună întrebări din astea dubioase, o fi bine, o fi rău, știți ce arată asta? Că ai intrat la negociere. Deja tu cochetezi cu ce-ți arată. Tu cochetezi cu ce ai văzut. Cochetezi cu ce ți-o adus la mintea ta. Și Eva s-a arătat interesată. Mă, ca eu cu lenjeriile, da? Mă tasă. Le iau imediat. Stai-mă un pic să caut. O intrat Eva la negociere. Și o găsit, diavolul i-o găsit fisuri. Știți unde i-o găsit fisuri? Primul lucru, i-o găsit fisură la vorbire. Ea știa ce a zis Dumnezeu, dar nu știa complet. Știa numai o parte, cum știm și noi. Anumite versete, cum o zice cineva, eu n-am știut că scrie așa ceva în Biblie. Păi normal că nu știi, că nu te interesează. Zice, eu n-am auzit așa ceva până acum. Păi ea citește și n-o să fii ca Eva. N-o să fii ca Eva să știi numai cât vrei tu. Auzi ce știe Eva. Spune cuvântul Domnului, versetul 2. Femeia a răspuns șarpelui, putem să mâncăm din rodul tuturor pomilor din grădină. Și au zis, dar despre pomul din mijlocul grădinii, Dumnezeu a zis, să nu mâncați din el și nici să nu vă atingeți de el, ca să nu muriți. Auziți, asta a zis Eva. Și au zis ce a zis Dumnezeu. Capitolul 2 cu versetul 17. Domnul Dumnezeu a zis, din pomul cunoștinței binelui și răului, să nu mănânci, dar n-o zis să nu se atingă. Eva a zis, eu așa am înțeles, că nici să mâncăm, dar nici să nu ne atingem. Știi ce știa? Lucruri incomplete care le-a zis Dumnezeu. Știți că ăsta a fost păcatul și greșeala bogatului din locuința morților din Luca 16. Știți că ăsta a știut o evanghelie incompletă? Ca și matale, domne. Tu știi ceva? Că la final o să ajungem și dacă se spune o rugăciune, dar nu mai știi când se spune o rugăciune, tu trebuie să o spui, să o zică preotul la groapă, ai ceva, dar e incomplet. Știi ce știa bogatul ăsta din Luca 16? Știa că el e fiul lui Avram. Și atât. El a zis, da, eu spune, pentru că părintele Avram din locuința morților îi spune fiule și spune părinte Avram, se recunosc, fiul al lui Avram. Dar nu a fost suficient, pentru că ăsta știa o evanghelie incompletă. El s-a curcat pe urechea, noi suntem din moș strămoș, eu am pe bunicul, eu am pe tata care a fost mare pe la biserică. Incomplet. Eva a fost doborât în primul rând. Pentru că avea fisuri la nivelul de cunoștință a lucrurilor care le-a spus Dumnezeu. Avea fisură la vorbire. Știa, dar incomplet. Știți că diavolul ne prinde cu lucruri incomplete care le cunoaștem despre Dumnezeu? În al doilea rând, diavolul a prins-o pe Eva la privire. O zis, dacă am prins-o la vorbire, asta e pe teren nesigur. E nesigur terenul pe care stă. O prins-o la vorbire, versetul 6. Partea întâi, femeia a văzut că pomul era bun de mâncat și plăcut la privit. O zis, bă, să tot uită, vorbește cu mine, dar tot se întoarce, tot scrie, citește din Biblie, dar dintr-o dată, www, și caută. Și iar închide și iar citește și iar, da, ți-i cunoscută situația. Zice că nu mai merge și dintr-o dată iar merge. Zice că nu se mai uită și dintr-o dată iar se uită. Știți ce arată asta? Că diavolul a prins-o pe Eva cu fisură la privit. Nu știu care sunt lucrurile cu care te-a prins diavolul în vremea aceasta.
Nu știu ce ți-a adus amărăciune în sufletul tău și în inima ta, dar dacă negociezi cu diavolul, ești la un timp, în vremea aceasta, când negociezi cu cel rău, Dumnezeu îți spune, oprește-te, pentru că vei pierde. Vei pierde tot ce ai primit din partea lui Dumnezeu. Vei pierde binecuvântarea lui Dumnezeu. Oprins-o pe astea trei laturi, la vorbire, la privire și la dorințe. Auziți versetul 6, spune, și că pomul era de dorit ca să deschidă mintea cuiva. Era de dorit să deschidă mintea. O zici, ai, dacă l-aș avea eu. Dacă aș avea, știți că unii spun că noi avem nodul ăsta, că-i mărul lui Adam, așa se spune, nu? Știm dacă a fost măr, nu știu dacă a fi fost chiar măr, ăsta e mai la îndemâna românilor, deși-s mai scumpe merele decât bananele. Zice că la Adam s-a blocat când Dumnezeu l-a strigat și i-ar fi rămas bucata de fruct în gât. Și românul o dat definiția la lucrul acesta. Dar să știți, frații mei, diavolul o găsit-o pe Eva cu fisură la nivel de vorbire. Oare câți nu suntem în vremea aceasta cu fisuri la nivelul de vorbire? Câți nu suntem? La câți nu ne-ar zice Dumnezeu în vremea aceasta ce a zis Domnul Iisus pe drumul Emausului? Știi ce le-a zis celor doi? O zis, ce sunt cu vorbele acestea între voi? Oare dacă ar intra Dumnezeu în mod fizic, Domnul Iisus în casa ta, seara sau dimineață, când ești nervos, când îți sare țandără, oare nu cumva ar zice sau ți-ar zice în seara aceasta, ce-s cu vorbele acestea? Ce-s cu vorbele acestea? Nu te-am binecuvântat eu, de unde-s vorbele acestea? Eva avea fisură la vorbire, Eva avea fisură la privit, zice că pomul era plăcut de privit și era în al treilea rând de dorit. O venit diavolul și o negociat, că o știut cu agață pe astea trei laturi. Fiul risipitor, știți cum sunt tragediile în viața noastră? Nu ne afectează numai pe noi, ci afectează și pe cei din jurul nostru. Zice că ea o mâncat, dar nu s-a mulțumit că s-a săturat ea. Zice că o dat și bărbatului ei să mănânce din fructul acela, din pomul oprit. O dat și la bărbatul său. Fiul risipitor, când a plecat de acasă, știți cum a plecat? Cu geanta plină. El s-a văzut mare businessman, om de afaceri. Că asta le-a zis diavolul, mâncați și vă fac ca Dumnezeu. Ca Dumnezeu o să ieșiți țiplă, plin de înțelepciune, domne. Doar el când a plecat cu geanta în spate, plină de bani de la tata. Doar nu s-o gândit că o să ajungă un porcar, un nespălat. S-o gândit că o să facă concurență cu tatăsul, businessmeni amândoi. O să-i vândă produse la tatăsul și o să zică, tată, câți bani am făcut eu? Ai văzut? S-o gândit fiul risipitor că pleacă. Știți că diavolul îi expert să ne arate numai prima parte, dar nu ne arată finalul. La fiul risipitor când a plecat, pentru că a plecat cu geanta plină, i-a arătat numai luxul, numai viața bună. Dar știți ce nu i-a arătat? Coada porcilor, mizeria, cloaca de la porci nu i-a arătat-o. Știți ce a făcut șarpele pentru că era și ret? Le-a arătat numai versetul 5 la Adam și Evei, dar nu le-a arătat versetul 7. Le-a arătat versetul 5 care spune, dar Dumnezeu știe că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu, o să stați așa, numai să dați comenzi. O să vedeți ce producție o să aveți voi. Și le-a tăiat versetul 7, pune versetul 7. Adevărul și finalul zice, atunci li s-au deschis ochii la amândoi, au cunoscut că erau? Cum nu erau ca Dumnezeu? Păi nu le-o zis că îi face ca Dumnezeu? Nu, pentru că o tăia finalul. O tăiat sfârșitul. O tăiat. Și-o zis, mâncați că o să fiți ca Dumnezeu. Și le-o luat versetul 7. Și-o uitați negocierea cu diavolul. Știi ce aduce în viața omului? Goliciune. E gol. De ce trebuie să motivăm atâta de greu biserica? Știți de ce? Pentru că mulți în vremea aceasta o negocia cu cel rău. Vin la casa lui Dumnezeu, acii ascunși cu frunzele pe ei, legați bine cum ești, super, ok, totul în regulă, poze pe Facebook de la Elim, de la biserică. Dar tu știi că sufletul tău e gol, din cauza că ai avut un moment de negociere cu cel rău. Ai avut un moment de negociere la nivelul minții, la nivelul vorbirii, la nivelul ochilor. Ai privit unde nu trebuia să privești și normal că nu mai poți să te rogi înaintea lui Dumnezeu. Ai făcut ceea ce nu trebuia să faci, te simți gol, pentru că diavolul asta face.
După ce te ogoli de slava lui Dumnezeu, după ce te ogoli de prezența lui Dumnezeu, nu mai stă lângă tine, nu mai dă cu subsemnatul, te lasă singur, îți dă numai factura. Vă dau exemplu, mi-a povestit cineva de aici din Timișoara că a fost în Dubai. Cei care ați fost pe acolo puteți confirma lucrul ăsta. Mi-a zis așa, zice, mă, am fost la un loc din ăsta de agrement, de relaxare, cu copiii, cu familia, și zice, mi-a adus meniul, ce să mănânc, ce să beau de acolo, să mă răcoresc. Dar zice, interesant, că numai meniul avea numai produsele, n-avea și prețul. N-avea prețul. Cum, omule, păi te mănânc, nu știi cât costă? Da, zice, așa e unde am fost în Dubai. Zice, îți dădea meniul fără preț. Mâncai, beai și la urmă venea plata. Și am zis, și cum a fost? Zice, Dani, am băut apă de 500 de euro. Băi, omule, lasă-mă, Dana aia ce vă poate confirma. O zis, de 500 de euro am băut de dimineața până seara, am crezut, tot apa mi-a ieșit pe față. Tot apa o curs prin piele când am... Zice, nu știu cât o putut costa apa aia. Zice, am băut vreo 12 sticle de jumate într-o zi. Dar zice, când mi-a zis că numai apa am băut de 500 de euro, am plecat și am zis, băi, așa face diavolul, îți dă meniu, o să fii ca Dumnezeu, o să fie totul super, tu ești la pensie, te pocăiești la pensie, mai să treacă ani la bătrânețe, înainte de moarte, te botezi și tu. Lasă, Doamne, ăsta-i meniul diavolului și niciodată nu-ți scrie cât e prețul. Așa au făcut la fiul risipitor, așa au făcut lui Adam și Evei. I-a dat numai meniul, veți fi ca Dumnezeu. A început să negocieze, dar nu le-a dat chitanță. Nu le-a arătat suma care e scrisă pe chitanță. De aceea, în vremea aceasta, ca să nu pierdem privilegiile din partea lui Dumnezeu, nu negocia cu păcatul. În al doilea rând, bucuriile adevărate sunt doar lângă Dumnezeu. Ca să nu-ți pierzi privilegiile, bucură-te de bucuria care ți-o dă Dumnezeu. Bucură-te de lucrurile care ți le dă Dumnezeu. O venit diavolul și le-a arătat o viață de grădină tristă. Doamne, cum e? La noi n-avem voie, noi nu putem, noi avem. Să uită oamenii la noi, fiți atenți, aveți cunoscuți care vă întreba lucrul acesta. Domne, la voi, la biserică, cum e acolo? Mi se pare plictisitor. Nu ți s-o zis? Poate ai mers într-o biserică care era așa, ziceai că în fiecare duminică și în fiecare zi numai privechi. Domne, eu mă plictisesc, vin la biserică și mă plictisesc. Știți de ce? Că am arătat statul în grădină, un lucru din ăsta apăsător. De ce trebuie să ni se spună de la amvon să ne deschidem gura și să cântăm? De ce? De ce trebuie să ni se spună de la amvon să fim fericiți? Știți de ce? Că ne-a arătat diavolul că stăm 2 ore, gata, terminați. Abia așteptăm să plecăm acasă. Predică lungă, cântare lungă, multe slujbe, multe programe și ne-o luat bucuria, ne-o luat, o venit diavolul, o zis, Eva, o constatat un lucru greșit de Dumnezeu, o zis, Dumnezeu a spus să nu mâncați și să nu vă atingeți. Atât au zis Dumnezeu, numai să nu mâncăm și să nu ne atingem. Rău Dumnezeu, rău, cum să nu vă atingeți? Cum să nu vă atingeți? Și Dumnezeu, știți ce le-a spus? Dumnezeu a spus așa, în versetul 19 sau 20, Dumnezeu a spus să mâncați după plăcere, după plăcere, fiți bucuroși când mâncați din ce v-am dat, fiți plini de bucurie. Și Eva a zis, nu, ne-a zis să nu mâncăm, ne-a zis să nu ne atingem, noi cum suntem? Noi nu avem voie, nimic, nu putem, noi nu. Știi de ce? O reușit diavolul să ne ia bucuria, să ne dea liturghii românești în bisericile cu liturghii din astea triste, întuneric, toată lumea înghețată, toată lumea obosită și încremenită acolo, că nu vorbește numai unul și restul tăți înțepeniți. Și Dumnezeu a zis, nu, v-am așezat în grădină și puteți să mâncați după plăcere, după bucurie. Știți ce a scris David în Psalmul 16 cu versetul 11? David vine și spune, înaintea feței tale, împreună cu tine, în grădină, sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Asta e umblarea cu Dumnezeu. Bucurie! Dumnezeu ne-a așezat lângă El și ne-a umplut de bucurie. Dar diavolul vine să-ți arate că ești plictisit,
Vine și îți arată că tu ai vrea să schimbi biserica, că tu ești plictisit. De ce? Ți-o lua bucuria. Și vine David și spune, nu e adevărat, înaintea lui Dumnezeu nu-i plictisial. Vin unii și spun, plictisit. Și David a zis, când mă v-ați plictisit, că eu n-am vreme să mă plictisesc. Când sunteți așa obosiți, că eu n-am vreme să cad de oboseală. Pentru că înaintea feței lui sunt bucurii veșnice. Asta o dă Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Ce privilegii binecuvântate oferă Dumnezeu bucurie lui Adam când pune nume tuturor viețuitoarelor. Gândiți-vă că nu i-o băgat de vină la niciun animal. Îl lasă Dumnezeu și Dumnezeu îl aprobă. Adame, cum cheamă? Vaca. Vaca rămâne Adame. Zice că Dumnezeu a lăsat, cum a zis Adam? La niciun animal nu i-o băgat de vină. M-am gândit că dacă ar fi știut Adam cum îți folosite animalele prin casele noastre, n-ar fi pus nume așa de răsunătoare, nu? Ar fi pus nume mai calde, mai... Și Dumnezeu îi lasă, nu-i bagă de vină, nu-i reproșează. Și spune Adam, eu te las să te bucur de invenția care o ai. Vrei să-i pui cum? Șarpe rămâne. Nici o vină nu i-o băgat Dumnezeu lui Adam. Și Adam, într-o zi se plictisește. Într-o zi nu se mai simte bucuros în grădină, nu se mai simte bucuros lângă Dumnezeu. Și zice ce face? Îi înșelat și el, îi înșelate și Eva. Pentru că și-or pierdut bucuria. Avem o vreme în perioada aceasta în care mulți sunt triști, mulți decide la amvon, se văd fețele noastre pe la balcoane și prin sală, se văd foarte mulți oameni triști. Nu cumva s-ai pierdut privilegiile din partea lui Dumnezeu? Nu cumva cauți bucurie în altă parte? Nu cumva cochetezi cu ceva de afară și diavolul ți-o lua bucuria? Știți ce spun oamenii care s-au depărtat de Dumnezeu și urmăresc slujbele bisericii? Nidor de stările alea care le-am avut în casa lui Dumnezeu. Că au crezut că diavolul le dă fericirea de pe lume, le-a dat o putoare, o mizerie ambalată frumos, că ăsta-i păcatul, spuneam la început, le-a luat bucuria. În vremea aceasta, dacă biserica are nevoie de ceva, știți ce are cea mai mare nevoie? De bucurie. Biserica are nevoie de bucurie, să putem cânta lui Dumnezeu fericiți. Cântarea trebuie să producă fericire în viețile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să ne umple de bucurie. Dar să știți, când omul se depărtează de Dumnezeu, nimic nu-l scârbește pe Dumnezeu cum îl scârbește păcatul. Nimic nu-l scârbește pe Dumnezeu cum îl scârbește păcatul. Știți că am mai predicat de un personaj, așa pe mine mă fascinează cum a pierdut privilegiile care i-le-a dat Dumnezeu. Un personaj negativ a Vechiului Testament avea cele mai mari șanse să ajungă un om de valoare înaintea lui Dumnezeu. Și într-o zi lasă plasa Ghehazi, plasa lui Elisei, care era mai mult goală, dar era bucuria care i-o dădea Dumnezeu. Într-adevăr, n-aveau bani. Elisei a fost unul din oamenii care era printre, după ce a început slujirea, i-o cam scăzut potențialul financiar. Și Ghehazi tot înja să nu-l mai tot oprească, nu mai cumpăra, și și-o dorit și el să se afirme, să iasă. Și-o crezut că în plasa lui Naaman sirianul e mai multă bucurie decât în plasa lui Dumnezeu. Și într-o zi o da plasa slujirii. Oare ce se scria de Ghehazi în vremea aceasta? Ce citeam de el? Dacă rămânea la bucuriile care le dădea Dumnezeu, care îi le dădea slujirea, era numărul unu, n-avea concurență, nu erau doi pe un loc, era el singur succesor a marelui proroc Elisei. Și într-o zi iasă din bucuria lui Dumnezeu și se duce după bucuriile astea vremelnice. Măcar dacă te-ai bucurat de ele, de ești tă cu gândul la grădină, ești tă cu gândul la casa lui Dumnezeu, ești tă cu gândul pentru că ai o mamă, ai un tată care se roagă pentru tine, ai cineva în familie care o plâns înaintea lui Dumnezeu și astăzi, poate nu mai ei pe pământ, dar rugăciunile te urmăresc. Măcar dacă ai fi fericit, dar tot nefericit ești, poate ai o pensie mare, poate ai un salar mare, dar te simți gol, pentru că ți-ai pierdut bucuria în Dumnezeu. Așa a făcut diavolul cu ei, le-a arătat o grădină tristă, că Dumnezeu, numai pomul ăla nu vă lasă, mă. Nu le-a arătat nimic din ce le dă. Așa suntem și noi cu Duhul de nemulțumire. Suntem nemulțumiți de ce ne-a dat Dumnezeu, nu mai vedem binecuvântare.
Și ne uităm tot la ce nu ne-a dat, la tot ce nu ne-a împlinit. Al treilea lucru și ultimul cu care vreau să închei în seara aceasta. Vreau să vă spun că Adam și Eva au pierdut Edenul, dar nu au pierdut ceva important. Știți ce le-a rămas lui Adam și Evei? Știți ce le-a rămas? Vocea lui Dumnezeu. Oricât ori pierdut, Dumnezeu o hotărât să le păstreze de vocea. S-au depărtat de Dumnezeu, s-au dus departe de Dumnezeu. Dar Dumnezeu, spune Biblia, că i-a căutat în toată alergarea lor și în toată ascunzătoarea lor. A fost un glas care i-a strigat și ăsta era glasul lui Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului, atunci au auzit, versetul 8, glasul Domnului Dumnezeu care umbla în grădină în răcoarea zilei și omul și nevasta lui s-au ascuns de fața Domnului Dumnezeu printre pomii din grădină. Dumnezeu nu a zis, bă, vă ascundeți, nu vă mai caut, lăsați-mă în pace. Păi eu umblu după voi, vă tot, vă ascundeți. Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și a zis, unde ești? Știți care e marea binecuvântare în vremea aceasta? Că Dumnezeu mai caută în vremea aceasta. Dumnezeu te caută în vremea. Eu căutat pe oamenii aceștia care s-au depărtat de Dumnezeu. Oricât ești de depărtat, dacă în seara aceasta ai ales să fii în casa lui Dumnezeu, dacă ceva te-a adus, te-a împins să fii în locul acesta, să știi, îi vocea lui Dumnezeu care te caută. Îi glasul lui Dumnezeu care strigă după tine. Poate nu înțelegi de ce te-a presat prietenul tău să vii la adunare. Nu înțelegi că puteai să te uiți la televizor la manele. Și ai deschis, domne, la biserică. Nu înțelegi de ce. Știi de ce? Că încă Dumnezeu mai caută. Încă Dumnezeu mai strigă în vremea aceasta. Și în Elim, în seara aceasta, Duhul lui Dumnezeu te caută. Poate ești la punctul în care zici că ai pierdut tot. Ai pierdut tot și nu mai știi ce să faci. Dacă n-ai pierdut vocea lui Dumnezeu, dacă simți că cineva-i pe urmele tale și te urmărește, să știi că Dumnezeu nu renunță la tine. N-a renunțat la Adam, n-a renunțat la Eva și o strigat în toată depărtarea lor de Dumnezeu. Dumnezeu i-a căutat, i-a strigat în grădină, ei ascunși, goi, triști. N-a crezut că-i mai strigă vreodată. Și după nu știu cât timp, zice Biblia că Dumnezeu i-a căutat și a zis, unde ești? Unde ești? Tu care s-a rugat mama ta pentru tine, tatăl tău și mama ta plâng pentru tine, tu unde ești în vremea aceasta? Poate te ascunzi după pomi, poate ești departe de Dumnezeu, mănânci bine și maică ta se chinuie în post și în rugăciune pentru tine. În seara asta Duhul lui Dumnezeu te urmărește și te strigă, unde ești? Unde ești că te caut? Acum două săptămâni am predicat aici lângă Timișoara la o înmormântare și după ce s-o gătat acolo în curte când mă grăbeam să plec acasă, a venit un bărbat de vreo 60 de ani la mine și a zis, vreau să vă spun ceva, om nepocăit. Și a zis, zice, mama mea a fost în casa lui Dumnezeu, a fost un vas a Domnului. Dumnezeu vorbea prin ea. Și zice, am ales un moment când m-am depărtat de Dumnezeu. Zice, m-am depărtat. Zice, mama s-o ruga până în ziua când a murit, s-o ruga pentru mine. Zice, v-am mai prins la o mormântare, dar n-am apucat să vorbesc cu dumneavoastră. Zice, nu știu ce să fac. Ceva mă împinge din spate, parcă mă urmărește. Ceva nu știu ce să fac. N-am mers la adunare, spunea. De zeci de ani, mama a murit și n-am mai mers la adunare. Dar ceva simt că-i pe urmele mele. Și am zis, Domnule, dacă simți că e ceva pe urmele tale, ăsta-i Dumnezeu, asta-i vocea lui Dumnezeu care te caută, îi vocea lui Dumnezeu care te strigă. Fiul risipitor când o pleca de acasă, erau doi ochi care încă îl căutau. Spune Biblia când s-o ridicat de la porș și o plecat acasă, era cineva care îl urmărea de departe, care se uita după el, erau ochii tatălui. Erau două picioare care alergau spre el, erau picioarele tatălui. S-a întors de la porci și spune cuvântul Domnului că tata l-a primit. Știți unde l-a primit? În casă. L-a primit tata în casă. Știți că noi de multe ori i-am primit pe cei care îi primește Dumnezeu, i-am primit într-o cocină. Fratesul ar fi primit într-un grajd, dar tata i-a deschis brațele și a zis, eu n-am unde să te primesc decât în casă. Te gândești, oare ce va fi cu mine dacă mă întorc la Dumnezeu? Un singur lucru poate fi, tata te primește în casă. Pentru fiii risipitori, tata n-are grajd,
N-are cotez, n-are cocin. Cel are casă. Dacă în seara aceasta te întorci la Dumnezeu și auzi glasul lui Dumnezeu, în seara aceasta Domnul te primește. O strigat Moise în Deuteronom 30 cu versetul 4. O zis, chiar dacă ai fi risipit până la marginea pământului, și acolo ochiul meu te va căuta. Dacă ai fi risipit până la cealaltă margine a cerului, chiar și de acolo te va strânge Domnul Dumnezeul tău. Și acolo se va duce să te caute. Ăsta-i Dumnezeul nostru, un Dumnezeu care caută. Simt că în seara aceasta Dumnezeu caută la Elim. Caută sufletul tău la balcon, caută sufletul tău în sală, glasul care caută. Nu te mai ascunde după pomi, că El te cunoaște. Îți știe pomul după care te ascunzi, îți știe greșeala, îți știe păcatul, dar te caută pentru că te iubește, te caută pentru că te vrea înapoi. În seara aceasta aș vrea ca Dumnezeu să ne ajute să nu ne pierdem privilegiile din partea lui Dumnezeu. Pentru tine care ai aruncat privilegiile la gunoi și te-ai dus după porci, după mizerie și după gunoi, în seara aceasta Domnul întinde mâna spre tine. Brațele Domnului s-au deschis pe crucea din Golgota și de 2000 de ani brațele lui sunt deschise. Glasul lui strigă și în seara aceasta, unde ești? Și ochii tăi, ochii Domnului, se uită spre tine. N-ai vrea în seara aceasta să spui, Doamne, sunt aici, mi-e rușine că sunt gol, am pierdut tot, au venit fiul risipitor, gol, nimic, bani, lefter, datorii, mizerie. Și-au zis, tata, nu mă interesează cât ai pierdut, dacă te întorci, eu te primesc. Să fie seara aceasta o seară întoarcerii la Dumnezeu, o seară a ieșirii de după copaci și să ne aruncăm cu toți în brațele Domnului. Amin.